toții ne dorim să rămânem veșnic tineri. Ce bine ar fi! Îmbătrânirea face parte din firescul uman și este inevitabil, irreversibilă. A accepta îmbătrânirea înseamnă a accepta optimismul de a continua și de a cu angajamentul de a respinge tristețea. Bunicii de la Căminul de Persoane Vârstnice din Târgu Mureș au ales să nu fie triști, au ales să fie veseli și fericiți. Atât de mult construiam un castel de nisip pe malul unui val fără nicio grijă pe lume. La ani lumină de lacrima primului rit, pe firele albe ce păreau atunci ficțiune. Încet, încet, vrem, nu vrem, îmbătrânim. Degeaba înjurăm și bombănim. Discret, indiferentul metronom ne strecoară în mână un baston. Încet, încet, oricât de mult ne împotrivim, oricât ne-am străduit, ne rablagim. Bilet de-ntors nu este în meniu, sper să-mi termin cântecelul viu. Oricine are mai mult de 20 de ani a început deja să se descompună. La 30 ești la fel de expirat ca Adam, după care n-are rost să-ți mai spun, ești un fel de legumă. Încet, încet, vrem, nu vrem, îmbătrânim. Degeaba înjurăm și bombănim. Discret, indiferentul metronom ne strecoară în mână un baston. Încet, încet, oricât de mult ne potrivim, oricât ne-am străduit, ne rablagim. Bilet de-ntors nu este în meniu, sper să-mi termin cântecelul viu. Haideți să alegem și să trăim fericiți. Ce-ar fi să ne comportăm de parcă am fi turiști? Să luăm de păr destinul ăsta fatal și să-l transformăm într-un carnaval. Încet, încet, vrem, nu vrem, îmbătrânim. Degeaba înjurăm și bombănim. Discret, indiferentul metronom ne strecoară în mână un baston. Încet, încet, oricât de mult ne împotrivim, oricât ne-am străduit, ne rablagim. Bilet de-ntors nu este în meniu, sper să-mi termin cântecelul viu.